Recent, președintele PDL Vaslui Dan Marian, dar și deputatul PSD Adrian Solomon și-au exprimat temerile cu privire la funcționarea structurilor filialei PNL Vaslui. Liderul formațiunii, deputatul Florin Ciurariu, i-a liniștit pe toți cei care s-au îngrijorat și i-a sfătuit să privească în propria ogradă. Am văzut, de exemplu, domnul Solomon se preocupă de soarta organizației de la Bârlad și eu, să fiu în locul lui, mi-ar conveni să am aceeași echipă la prietenii politici. De asemenea, am văzut președintele PD-ului cum este foarte preocupat de soarta Partidului Național Liberal și e de acum mai mult decât comic când ești nu mai au nici membri pe care să-i ducă delegați la congresul lor. Conducerea filialei PNL a anunțat totodată și consolidarea structurilor din teren. Și județul Vaslui o să cunoască o reprimenire, revigorare și mulțire a membrilor de partid. De aceea folosim prilejul, un partid bun acesta, ca să facem invitație celor care până acum n-au făcut parte din niciun partid să vină la organizațiile noastre comunale, orașești și municipale. Iar cei care trebuie cosmetizați, reciclați, eu știu, așteaptă în etapa a doua. Cei să se îmbrace frumos și să ne aștepte să-l chemăm. În următoarea perioadă, în cadrul organizațiilor PNL din județ, se vor desfășura alegeri pentru desemnarea conducerilor.